Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Iată, astăzi, după ce am ajuns la ultima serie despre virus, o să vă zic azi câte ceva, sunt 6 virus pe care trebuie să îi știm într-o mare măsură. Și cu asta o să închei cu bolile albinelor adulte. Și vom trece la bolile puietului de mâine, poimâine, să văd cum o să am timp. Dar să începem cu virusurile. În primul rând, trebuie să vă spun 3 virusuri care vin împreună cu nosemoza. Aceștia sunt virusul bocilor negre, virusul Y și virusul filamentos. Inițial se credea că virusul bocilor negre există doar în bocile în care matca murea și vodka respectivă se negrea. Și se credea că doar pe acestea afectează. Dar nu e așa. Deci, ea afectează toate albinele care au fost atacate de nosemă și ajungând în corpul albinei prin mușcături livarozei, astfel ajungând în hemolimfa albinei, unde ajunge în alte organe, afectând tot corpul albinei, reduce viața albinei cu mult. La fel și virusul Y, așa se numește, un virus, plus virusul filamentos. Virusul filamentos, față de ăștia doi, atacă, este cel mai mare virus tip adenă, poate provoca malformații. El ajunge în intestin, unde se strecoară în sângele albinei și se duce în alte organe unde provoacă scurtarea vieții albinei. Deci ăștia trei vin cu nosemoza. Deci trebuie tratată nosemoza ca să nu avem aceste virusuri. Nosemoza e foarte destructivă, mai ales când vine și un virus din acesta, dintre ei. Bun, deci ăștia trei virusuri mai sunt, dacă există virusul tip Y, există virusul tip X, este virusul albinelor, aripilor colorate, deci albina își pierde din transparența culorii la aripi, deci aripile devin colorate, nu mai vor fi așa frumoase, transparente. Acest virus provoacă în mare măsură moartea albinei și se mulțește foarte ușor prin aerul stupului, se ajunge la toată colonia. Astfel, e foarte destructiv și acest virus. Mai este virusul paraliziei cronice, care atacă în mod deosebit țesutul gras al albinei, corpul gras al albinei, de unde ajunge în hemolimfă și distruge acest virus, omoară albina de obicei. Nu rezistă singur, nici el. El trebuie înmulțit, adică o să intre în albină printr-o mușcătură de acarian. Virusul X, de obicei ajunge cu ajutorul amibiazei în corpul albinei, deci
unde exista amibiază cu ajutorul virusului X, acesta își face de cap. După ce am ajuns la finalul bolilor albinelor adulte, vreau să spun că vedeți acest multitudini de virus. Trebuie luat în considerare că trebuie albinuțele tratate, deci dacă nu tratate, o măsură riguroasă de igienă luată, fiindcă sunt foarte multe boli, uitați, și virusuri, care afectează astea ce am vorbit, e despre albina adultă. În afară de acarioza, care e și pe albina care atacă și puietul, în rest, majoritatea e pentru albina adultă, care zboară, care în mod normal îți reduce efectivul din stup. Adică atacă albina care ar trebui să-ți populeze stupul. Nu prea se văd cu ochiul liber, aceste virusuri nici nu se detectează în laboratoarele din România foarte bine, costurile fiind mari și specialiștii puțini. O să vă vorbesc despre bolile puietului, poate unii știți de ele, poate unii nu, dar în mare parte se îmbolnăvește indirect de la albina adultă. Bine, cam asta a fost pe ziua de azi și numai bine, fiți precauți tot timpul cu albinuțele, curățenie, tratamente, dezinfectare. Numai bine!